water to witness our baptism. Să ducem la apă și să fie martor la botezul ce va avea loc. He said, "No, I cannot get out of this room. I am here 10 years." Și ne-a zis, "Nu pot să ies din această cameră, deja am 10 ani de când am ieșit." So, n-am ieșit. We said goodbye to him. L-am salutat. And I went home. Și am plecat acasă. A few months after, I received a letter from the local worker. Câteva luni mai târziu am primit o scrisoare de la lucrătorul local. And he said, în care se spunea, Zacchaeus died. Zacchaeus a murit. But he died with the hope. Însă a murit în nădejdea. And with all that suffering, he could smile. Minunat. Și cu toată suferința lui putea zâmbi. So, brethren, așa că, frații, no matter in what circumstances we may find ourselves, nu contează în ce circunstanțe ne-am putea afla, let us be cheerful. Să fiți plini de bucurie. Let's be happy. Să fim fericiți. Let's be with good hope. Să fim plini de nădejde. And then, even things in this life will appear in a different prisma. Și chiar și lucrurile acestei vieți vor apărea într-o lumină diferită. One brother came to me once. A venit un frate la mine. And he said, și mi-a zis, if one member of the reform movement will go to hell, dacă un membru al mișcării de reformă ar merge în iad, he still had advantage over a wicked. Încă are un avantaj asupra unui păgân. I said, but what is the advantage if he goes to hell? Și care avantaj dacă tot în iad merge? He said, because in this life he had everything better. Pentru că măcar în viața aceasta a trăit mult mai bine ca celălalt. The wicked has no hope. Păgânul n-are nicio speranță. But we have hope. Măcar el a trăit cu speranță, o viață întreagă. There are more sickness among the wicked than among God's people. Este mult mai multă suferință între cei necredincioși decât între copiii lui Dumnezeu. And there are many more poor people than among God's people. Și sunt mult mai mulți săraci între cei necredincioși decât în poporul lui Dumnezeu. And if we put in the balance, și dacă punem în balanță, everything in the life of a righteous is better than the life of a wicked. Orice aspect anume viața unui neprihănit este mult mai bun decât ce se întâmplă în viața unui păgân. Then I asked him, brother, is that your hope that after everything you go to hell? Și atunci l-am întrebat pe fratele, frate, asta e nădejdea ta că după tot și toate o să mergi în iad până la urmă? He said, no, that's not my hope. Și el a spus, nu, nici de cum, nu e asta nădejdea mea. My hope is to be in heaven. Nădejdea e să fiu în ceruri. But if one goes to hell from the members of the reform, dar dacă cineva din biserica noastră merge până la urmă în cealaltă parte, la in this life, he had advantage over the wicked. Măcar în viața aceasta a avut un avantaj față de cei necredincioși. Another young man approached me. Un alt tânăr m-a abordat odată. And he asked me, Brother Sas. Mi-a zis, frate Sas. Why is it that in our church everybody is poor? De ce se întâmplă că în biserica noastră toată lumea e săracă? The outsiders, they are rich. Cei din afară bisericii noastre sunt bogați. I thought for a moment. M-am gândit o clipă. And I asked. Și l-am întrebat. Do you know such and such a village? It was a slum. 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 You know where the beggars stay. Okay. You know. Zice, știi satul cu tare, așa, un fel de ghetto din asta, cu tot felul de cerșetori și. I said, you know that place? Știi locul cu tare? He said, yes. Da. I said, how many members do we have there? Câți membri avem acolo?
He said, no, we don't have members. N-avem. I said, are they rich? Sunt bogați? No, they are just beggars. Sunt cercetători. Why are they beggars? De ce sunt cercetători? They are not of our church. Pentru că nu sunt membri bisericii noastre, cum dau ajuns cercetători? Then I asked, what about that other slum? Dar ce spui de cealaltă mahala? You know that? Ei știi? So yes. Da. How many members do we have de there? Câți membri avem acolo? Oh, we don't have members there. Why are they so poor? De ce sunt așa săraci? So, deci, he understood the point. Gândul. That to have money doesn't mean anything. Nu înseamnă că ai totul. That does not make anyone happy. Acel aspect nu face pe nimeni fericit. You know, when is it that we are happy? Știți când suntem cu adevărat fericiți? When we cheer up. Când putem să îndrăznim. When we know for sure that our sins are forgiven. Știm cu siguranță că păcatele ne sunt iertate. And the Lord heals our diseases. Și că Dumnezeu ne vinde. Then we glorify God. Și apoi slăvim pe Dumnezeu. And we are cheered up. Și suntem astfel plini de bucurie. So, let us be happy. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim bucuroși, fericiți. And heaven will start here on earth. Cerul începe pe pământ. May God bless us. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. We all may be happy. Ca toți să putem fi fericiți. Amin. Amin.